Mai mulți profesori s-au înscris inițial pentru susținerea definitivatului în învățământ, iar în acest moment sunt 237 cei mai mulți candidați înscriși la acest examen se înregistrează ca în fiecare an în învățământul preșcolar, unde avem 45 de candidați, în învățământul primar 36 de candidați și la disciplina educație fizică și sport 32 de candidați. Inspectoratul școlar județean Dolj organizează cursuri de pregătire profesională pentru profesorii înscriși la examenul de definitivat. Toate informațiile referitoare la aceste cursuri de pregătire se pot găsi, se găsesc, sunt afișate deja pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Dolj și facem încă o dată mențiunea că aceste cursuri sunt gratuite și se desfășoară cu personalul didactic, cu formatorii noștri care au și calitatea de metodiști a Inspectoratului Școlar Județean. Cursurile de pregătire au ca obiectiv consilierea, orientarea și susținerea cadrelor didactice, în așa fel încât rezultatele obținute de acestea să fie bune și chiar foarte bune.